Au început lucrările de relocare a drumului județean 208L în zona nodului rutier de tip turbion din zona Sodomeni-Pașcani, joncțiune A7 cu A8. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, în acest punct constructorul este mobilizat cu aproximativ 30 de autobasculante, 4 excavatoare, 3 buldozere și un autograder. De asemenea, se execută și lucrările de forare a piloților la nodul rutier. Lucrările fac parte din lotul 3 al autostrăzii A7 Bacău-Pașcani între Mircești și municipiu, tronson ce are o lungime de peste 28 de kilometri. Data semnării contractului este februarie 2023, iar antreprenorii au ca termen de execuție 30 de luni. Stadiul actual al lucrărilor este de 17,5% potrivit informațiilor de pe DRDP Iași.